dispoziția numărul 199 din 10 septembrie 2021, afirmată de domnul Mărginei, următoarea ordine de zi. Punctul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local Mărginei de Zbatov din data 12 august 2021. Punctul 2, proiect de hotărâre privind primirea oatei de registru sau calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și modificarea actului constitutiv și statutul acestei, inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Mărginen la elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători din curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană, a regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui studiu de trafic pentru tren urban, inițiator domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Alexandru Firu Mărginen, inițiator domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acotarea dreptului de uz și de servitude de către SG de Gaz Grigie SA, spre terenului suprafață de 322 m pătrați, pentru execuția lucrărilor de deviere LEA 20 kV, Gheleiești Buruș, Vație, derivația Cotiș, în zona stocului 72, Sat Cotiș, Comuna Mărginen, de Zupacă, inițiator de Vizionare. Punctul 3, proiect de hotărâre privind îndreptarea uneilor materiale în cadrul anexei de la HCR număr 33 din 10 mai 2021. Punctul 7, proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului școală Cotiș, Sat Cotiș, Comuna Mărginen, inițiator domnul primar. Punctul 8, diverse. Mulțumim. Supunem la vot ordinea de zi. Abține? Împotrivă? S-a votat în unanimitate ordinea de zi. Începem cu punctul 1 din ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local Mărginea, județul Bacău, din data de 12 august 2021. Ați avut la mată, dorește cineva să ia cuvântul? Supunem la vot aprobarea. Se abține cineva? Împotrivă? S-a votat în unanimitate punctul 1 din ordinea de zi. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind primirea UATVR Bistra în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADIN, și modificarea actului constitutiv și statutul acesteia. Supunem, am discutat, aș dori avizele comisiei. Comisia Economică are aviz pozitiv. Pozitiv. Favorabil. Pozitiv și pentru Comisia Socială. Comisia pozitiv. Să se consemneze în procesul verbal că avem avizile pozitive la toate comisiile. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? S-a votat în unanimitate punctul 2 din ordinea de zi. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Mărginen la elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană, a regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui studiu de trafic pentru trenul urban. Vă rog, avem discuții pe tema asta? Da. Avizile comisiilor, vă rog. Comisia Economică are aviz favorabil. Comisia 2, negativ. Comisia 3. Comisia 3? Favorabil. Deci avem două avizii favorabile și un aviz împotrivă. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Cojan. Domnul Tapalagă. Da? Da. Deci 4 împotrivă. Și abține? Se abține. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, se abține. O secundă să iei. Țineți mâine jos, vă rog. Abține. Marius. Da. 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 Domnul Caramă? Da. Și domnul Petrujel. 2, 3, 4, 5, 6.
Domnul David. Și Vici. Domnul Iojă, domnul Coteanu, domnul Cătrujel, domnul viceprimar și domnul Lama. Da. Da. Da, deci nu, proiectul de hotărâre nu am numit vorul pentru a fi adoptat. Ok, vă mulțumesc, trecem la punctul 4 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Mărgineni, Consiliului de Administrație a Școlii Alexandru Piru Mărgineni. Propuneri pentru... Domnul Coromu. Domnul Coromu, primul. Propun pe David Cernu. Ok, mulțumesc. Domnul Pietănuș. Propun pe domnul Cătrujel Marius. Ați propune? Am din partea comisiei, ne-am întâlnit și există trei propuneri. Doamna Iacob, domnul Cândea și domnul Rusu. O secundă, deci domnul Pietănuș pe domnul Cătrujel. Domnul Cătrujel Marius. Domnul Rusu. Partea comisiei, da. Da, Iacob. Iacob Cândea Rusu. Și domnul Coromu, pe aceeași propunere. Supunem la vot prima propunere, domnul... Deci s-a votat domnul... A doua propunere, domnul Marius Petrunjel. Cine este de acord cu Marius Petrunjel? Cine este pentru? Ne reprezintă cu adevărat în Consiliul de Administrație. Da, să știți că chiar așa trebuie să fie foarte bine. Trecem la punctul 5 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute către SC Belgaz Grid-SA asupra terenului în suprafață de 332 metri pătrați pentru execuția lucrărilor de deviere LEA 20 kV Gherăiești-Bucuș, derivația Podiș în zona Stâlpul 72, sat Podiș, comuna Mărginești de Subacom. Avizul comisiilor, ați văzut la acest punct? Aviz favorabil din partea comisiei. Sub o condiție din partea comisiei noastre să ni se prezinte dreptul, sub ce drept avem noi să dăm drept de uz și servituri. Dacă avem drept asupra terenului.
Adică avem un, este dreptul lotului, dreptul de persoane fizice, s-a făcut un schimb. Ca să poți să ai drept, un drept de trecere cuiva, trebuie să ai un drept. Acum, dreptul. Mi-am mai dat și în mandatul trecut. Nu vorbim despre acest caz, domnul Petraș. Același caz. Și un drept. Comisia întreabă. Deci eu am fost mandatat ca președinte de comisie să vă întreb pe dumneavoastră. Întrebați autoritățile și prin, da, de, prin de omul de la... Serios, eu nu văd omul de la dumneavoastră. Întreb pe executivul. Deci, eu... Avem un just titlu acolo, doamna secretară? Da, conform articolul 2 din legea 123 din 10.7.2012 a energiei electrice și gazelor naturale, beneficiază de următoare drepturi. Dreptul și obligația ce depune în autorizația de înființare și de eficiență. Lucrări de realizare de reutilizare a capacității energetice. Deci este prevăzut acest drept ei să-l primească, este domeniul public mare. Asta era răspunsul, domnul primar. Deci este just simplu, este proprietatea pământului, este domeniul public. Da, da, da. Atât, da, și eu pleacă, mă. Sigur, aveți să este aviz favorabil. Haideți să vorbim, domnul consilier. Da. Deci, atât am întrebat. Comisia a întrebat dacă avem un just titlu, când dăm noastră veste. Da, da. Răspunsul este domeniul public. Da, ok, mulțumim, este aviz favorabil. Punem la tot punctul 5 din ordinea de zi. Cine este pentru? Da. Cine este împotrivă? Abțineri? A trecut în anumit la lucrul 5 din ordine. Proiectul numărul 6 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale în cadrul anexei 2 la HCR 33 din 12 a 5 a 2021. Marcele, spui tu că pe o ordine a scris consilier superior și până la consilier la auditor. Avize. Avizile comisiei pentru punctul 6, pentru, da, punctul 6. Aviz favorabil la Comisia Economică. Domnul Rostu. Aviz favorabil. Domnul Cojan. Favorabil. Deci avem avizii favorabile la toate cele trei comisii. Noi cu dreptate de erori în care trecem. Și ne-am zicat mai mult. M-am uitat. Să punem la vot. Proiectul 6 din ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Avem primul. Și abțineri? O abținere în România. Trecem la proiectul 7. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului școală Codiș sau Codiș, Comuna Mărgine. Inițiator, domnul primar. Avizele comisiilor, vă rog. Da, este favorabil, dar cu amendament. Am vrea să se înscrie. Deci, avem de-a face pentru că am susținut în fața comisiei referatul de aprobare, da? Care vine din partea Fundației Umanitare, da? Dr. Luca. Este lăudabilă inițiativa, este ok, noi dorim să se întâmple acest lucru. Amendamentul este de a nu se realiza activități social-educaționale sau orice cu caracter religios sau altor confesiuni religioase, vă rugăm frumos. Da? Deci toate activitățile ce se vor desfășura în acea locație, având în vedere că este o locație cu specific, da? Să o păstrăm în această zonă și să nu o transformăm cu anumit caracter, pentru că avem de-a face, atenție, cu o fundație. Da? Fundația, mai ales aceasta, cât și alte fundații pot avea manifestări de o altă, de un caracter care nu este de natura școlară obișnuită. Da? Acest lucru comisia dorește a fi înscris acolo, dacă acest lucru dumneavoastră sunt în asentimentul dumneavoastră să fie trecut în, da, și în viitor contract. Ne intoarne să trecem în societate verbal. Și eu susțin acest primul de legere. Cu susținerea de legere. Poți să fie specificat în mătărâri un articol în care spunem că se vor desfășura doar activități. Socioculturale și educative. Dar nu religioase. Dar nu religioase. Dar nu religioase cu caracterul religios sau autoconfesiune religioasă. Și în același timp, un spațiu care, dacă se organizează alte activități de către autoritatea locală... Asta am spus și eu deodată, din deodată, dar avem alegeri. Trebuie să punem la dispoziție clădirea, pentru clădirea noastră, mai doar vreo...
Supune la vot punctul 7 din ordine de zi. Cu modificările... Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Sau să punem în dată punctul 7 din ordine de zi? Deci la diverse. La diverse. La diverse ați avut la mai... Mai sunt 7. La diverse, ar fi așa. Odată v-am și transmis regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Măsinei, la care au intervenit, poate ați fost toți la ședință, deocamdată au fost câteva modificări la articolul 12. Am tăiat alineatul 2, delegatul să desfie de ales prin perioada mandat Consiliul Local de către o adunare sătească constituită din cetățenii cu drept de vot, deci a tăiat acea majoritate. După care am mai avut domnul Gașpar, acum 3 zile mi-a transmis că greșisem tabelul și pusesem PMT în loc de Pro-România și n-am mai făcut modificări, dar o să le redactăm așa. Iar la articolul, domnul Faraoan mi-a sezizat, la articolul 36 alineatul 8. 56, da? 36 alineatul 8. Făcea trimitere către articolul 55. 36 alineatul 34, 36 alineatul 8. Făcea, dacă au fost cuprinse în ordine de zi proiecte de dorință la propuneri de natura celor prezent la articolul și era 55 și alineatul 56, alineatul 3, atunci la dezbaterea acestor proiecte de pe ordine de zi nu este permis accesul publicului. Și am făcut acea modificare. Am mai avut discuții în tot la ROF. Să adăugăm, să căutăm ca toate materialele la articolul 64. La articolul 64, la transparență. Să fie trimis numai ordine de zi publicată în următorul ceas, să punem toate documentele. Da, atunci... Votul administrativ spune clar ce se publică în monitorul oficial local. Iar documentele ședinței nu sunt acte care se publică în monitorul oficial local. Atunci nu în monitorul, pe pagina, undeva afișate. Vedeți că în votul administrativ există un capitol special dedicat monitorului oficial local, care spune exact ce informații trebuie cuprinse. Și avem statutul, regulamentele privind procedurile administrative, hotărârile autorității deliberative, dispozițiile autorității executive, documente și informații financiare și la alte documente. Iar la alte documente... Bun, în monitor oficial nu, dar atunci publicat în mass media locală, spune, afișare într-un spațiu. Sunt mai multe aliniații unde se pot publica. Da, da, nu de publicat nu se pot publica, că nu, adică documentele aferente unei hotărâri sau anexele, da, dar documentele care stau în spatele adoptării unei hotărâri, astea nu trebuie publicate. Rapoartele în specialitate ale... Nu, nici rapoartele, nu, doar procesul verbal. Ce avem așa, avem, uitați, voi puneți la alte documente. Ce se publică la alte documente? Publicarea registrului privind înregistrarea refugiilor de a semna sau pot resemna avizatele administrative, precum și obiecțiile cu privire la legalitate efectuate în scris. Publicarea registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ. Informarea în prealabil din oficiu asupra problemelor de interes public, care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale. Informarea în prealabil din oficiu asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ. Publicarea punctelor în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanții la o ședință publică. Deci sunt destule. Publicarea proceselor verbale ale ședințelor autorității deliberative. Publicarea declarațiilor de căsătorie, publicarea altor documente prevăzute la litera A, G, ce v-am citit până acum, care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la conștiință publică, publicarea oricăror altor documente prevăzute la literele A, H, a căror aducere la conștiință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară. Atât se publică cu monitorul. Bun, deci, care sunt permise de lege? Se publicăm, da. Da, asta doar cu caracter normativ, iar noi cu caracter normativ avem foarte puține documente.
Mai aveam la articolul 62, a venit cu propunerea asta la înregistrările audio-video ale ședințelor. Da, aici o să dau domnului consilier la cabinetul primarului să publicăm toată ședința, să vedem cum putem să facem, să nu-i costă nici prea mult, pentru că e destul de, nu știu câți giga o să iasă dintr-o ședință, dar toate registrările care sunt de cadrul ședinței, să putem oameni să vadă la. La fel am problemă cu GDPR-ul, pentru că am mai discutat și în ședințele anterioare, dacă dumneavoastră, ca și aleși local, v-ați asumat această imagine publică, noi, adică eu personal, da, colegii din cabinetul primarului sau persoanele care sunt aici, nu suntem obligați să apărăm în filmări. Dar nu e... Adică, nu, noi ni trebuie să ne se ceară acordul, iar... Na, nu știu, e alegerea dumneavoastră, eu pot să vă duc să stau și în spate și camerele să nu mă vadă. Da, cu siguranță domnul Pieptonuș are dreptate și putem să facem acest lucru, iar persoanele care sunt deja pentru drept, putem să vorbim și cu imaginea respectivă, să aibă există spațiu aici și poate ocupa și un spațiu. Suntem persoane publice și trebuie să ne comportăm ca atare. Și atunci să avem undeva retras și ai putin vizite. Da, când am ieșit și ne-am asumat ca fiind persoană publică, trebuie să facem tot timpul. Da, dar nu putem să fim de acord cu. Noi două trebuie să putem face ședința, să trimitem secretarul și mai știu care putem fi, dar domnul Cojan, dar nu trimite nimeni pe nimeni, domnul Cojan. Este în această sală a puterii deliberatoare, cum spunea doamna secretară. Nu știu dacă chiar așa e. Nu, nu, pentru așa este. Dacă propunem nimic. Păi, dar ce, dar nici nu o să facem, nu vreți să faci? Dar delictele publice, delictele silvice sunt publice undeva? Absolut, sunt înregistrate. Ah, înregistrate, da, da. Sunt publicate. Eu zic, dacă tot nu putem și nu putem să facem acest lucru, să solicităm închiderea, să filmeze, să le luăm sticurile și să le ducem acasă. Da, renunțăm la toate semnele. Sigur că da, că oricum nu contează. Atunci ceva de înregistrăm audio și gata. Iar procesul de bază de ședință îi spune că putem să-l punem pe platforma oficială a primăriei, avem o platformă, mărginele sau care o fi, punem acolo, facem o platformă, punem procesul de bază de ședință. Deci suntem singurul consilier local din județ care cerem așa ceva. Da. Vă vedeți cum se spune și ne există susținerea colegilor, cu siguranță acolo vom ajunge. Dar putem să avem un dialog cu domnul doamna secretar și să vedea acolo și să fie filmat. Da, la mine nu e o problemă, dar nu mai e. Uitați, sunt în spate încă două persoane. O să trebuiască luat de la fiecare acord de referere. Păi atunci o să facem așa. Toți care o să dorească să participe, vorbim și din public, care o să dorească să participe la ședințe, trebuie să-și dea acordul GDPR în care nu vor să participe. Cei care intră în sală să aibă acel acord înainte de... Nu intră nimeni în sală fără acel acord. Ca să fim apocăriți. Eu am. Am profesor, de ce să nu fie publică și atunci a fost în local? Deci să fie publică și să fie în local. Depinde cu ce. Iată de o dată Nu. În care era o plângere împotriva autorului 45 din data de 07-07-21 privind modificarea statutului de personal aparat de specialitate primarului domnului Măcinie. Noi nu am avut ședința, v-am pus-o la discuții, dânsul pretinde prin priate de a avut făcut un destul de cam stufoasă făcut. În general spune că undeva îl oprim din ascensiunea dânsului de a promova profesional pe o funcție de la consilier principal la consilier superior. Noi în ședința de data trecută știu că am spus că nu mai, adică nu mai am stabilit că nu se mai aprobă nicio modificare până nu terminăm cu organigrama care tot ne bate în început doamnă. Acum atunci s-au făcut-o, eu v-am pus în mapă la fiecare să vedeți de ce vorba. Oricum cred că nici nu puteam să modificăm, că această hotărâre este contestată la instanță, avem termen de 22, să vedem dacă noi avem termen, nu știu dacă o dat termen și pe fond, dar sigur avem pentru suspendare pe 22. Din cauza asta tot nu putea să intervenim la ea, că nu știm acum care apare organigrama. Dar
asta ați avut la papă. Și mai e o chestie, domnul primar sau doamna. Dânsul din septembrie, în concediu, va de odihnă, va medica. Poți să promovezi în funcții pentru că ești în concedii de odihnă sau medicat? Legea spune că dacă 3 ani de zile îi primești calificativ foarte bine și cred că au avut calificativ foarte bine. Și pentru anul trecut? Da, s-a dat la școală pentru că nu, pe 31 martie s-a dat pentru toată lumea. El a avut o perioadă mai mare de concedii, dar odată examen... Eu n-am putut să-i dau o dispoziție, acum nici nu știu pe care organigramă l-aș angaja, dar, adică să-l promovăm, dar n-am mai modificat organigramă. La ședința care a venit dumneavoastră și a cerut promovarea sa, așa, noi n-am respins că nu vrem să-l promovăm. A spus că iar urma să mai facem o modificare la hotărârea aia și tot am modificat-o de la cea de da? Deci să termină. Cu aia promovăm pe domnul Sabă. Dar am și o rugăminte, că de două ședințe tot spun, nu și un raport de activitate, doamna secretar. Am înțeles că dumneavoastră se aduce la conștiință că trebuie să facă raport, nu faceți dumneavoastră. Dar ce trebuie să-i aduc la primar, dar e în aparat de specialitatea domnului primar. Domnul primar, ați înțeles că dumneavoastră spuneți că doamna, a cui, cine este? Hotărârile se aduc la conștiință de secretar. Acum, dar nu este hotărâre, da. Eu nu pot să dau ordine poliției locale să facă raport de activitate. Vrem să promovăm, dar nu vrem să facem raport. Adică cum? Eu acum cum îi fac plângerea? Procesul verbal de două luni de zile nu mi se răspunde la o întrebare. Procesul verbal a fost publicat, l-am fișat, da? Putea să citească. Când i s-a citit că nu are dreptul, nu că nu are dreptul, că am respins. Deci a citit procesul verbal în care suntem împotrivă, dar când are obligația de a prezenta un raport de activitate, nu l-a citit. Deci ce să înțelegem? Rea voință. Corect. Credință? Nu, credință puțin zis, că nu, voință. Totuși, din locul ăsta care îl punem în dezbatere, am constatat, l-am citit cu maxim atenție, Consiliul Local are 25% atribuții. Deci Consiliul Local, dacă eu consilier am cerut un lucru de două luni și nu mi se răspunde la el, înseamnă că mai bine îmi dau demisia și mă duc la casă. Ce să fac? Dacă face fiecare angajat al lui, ce dorește? Ați făcut-o în baza unei cereri pe 544? Nu neapărat, nu trebuie. Nu trebuie de 544. Nu e data trecută când am cerut anumite informații, i-ați recomandat ca să fac cereri pe 544. N-ar trebui să fie același tratament și pentru mine și pentru alte. Și ați primit răspuns dumneavoastră? Pe 544, da. Pe domnul Cojan, acum a făcut, m-a trimis. Ce se poate face? Păi ați trebuit să fie egal. Dar v-ați primit răspunsul. El n-a primit răspuns. Corect. Da, trece mai departe. Mai avem o... Dacă promite cineva că la ședința următoare primim ăsta sau dacă nu încheie. Dar ce trebuie să promite? O să spun domnul Sava, vine la medicul medic. Dar ce ai cum e? O să facă scris domnului Sava să depună... Nu, compartimentul, nu la Sava, am întâlnit. Poliția locală, vă vreau să-l prezinte cine dorește acum. Nu mulțumesc, domnul Sava. În subordinea căruia e poliția locală, domnul Cojar. Nu vorbeam noi înainte. Cine are? Domnul Vici sau domnul primar? Domnul Vici. Dar acum, nu s-a putut da până acum, că nu știa sub ordinea cu ei poliția locală. Hai, vă mă lăsăm. Bun. Mai avem încă două la ordine de zi. Domnul Gheorgheș Ioan ne l-a luat la cunoștință că vis-a-vis de dânsul la magazinul, îi zicem noi în paranteză, Paloma, îi spunea, că se consumă băuturi alcoolice, se înjur, mizierii și mai de-aia ne aduce la cunoștință, dânsul vrea răspuns în ședința asta, normal vrea. Eu am trimis poliția locală acolo ca să vedem să ia măsuri, că se vinde băuturi la noi, chiar nu-i treabă din Consiliul Local, dar că așa mi s-a cerut că verbală ședința din Consiliul Local de 16-a 9-a, v-am adus la cunoștință. Întâmplător și cel care, să zicem, ar fi incriminat este tot consilier aici, domnul Marius, am înțeles că deranjați vecinii cu activitatea dumneavoastră. Domnul primar, se le dăm cuvântul amândoi. Domnul primar, dacă se poate. Ați specuit noi un roman acolo ce am menționat. E treaba că dumneavoastră știți prea bine cu ce se mănâncă locația aia când era dumneavoastră proprietar. Unu. Știu. Doi la mână. Domnul coleg,
De față, cred că are 6-7 ani de zile de când îi... suntem gard în gard acolo. Da, am îndrăznic că s-ar putea să m-am un pic de bun să fac chestii de genul ăsta. Poate să recunosc că și astăzi, dacă nu e problema lui, am stat de vorbă de o lună și o săptămână personal cu el și cu nevasta. Bă, faceți-vă o leacă de ordine, eu înțeleg. Ai treaba ta, societatea ta, ai oricine, e problema voastră, mâncați pâine să fii sănătos. Bă, dar ce fac, bă, cu oamenii ăștia care, nu neapărat să facă el educații sau eu, cu care ne mai confruntăm cu niște probleme de care nu știu dacă îi convine cuiva. Am nepoței, domn primar, copiii sătui de vorbe de genul ăsta, dar nepoței nu știu dacă au obligații să asculte tot felul de, știu eu, așa, doi la mână. E aceeași afecțiune, ca să o numim așa, e și vecinii, și Petrică Gașpar și Neaiu Lucas. Acum, Dumnezeu nu este. Toată lumea trece pe acolo că e o stradă destul de circulabilă. Eu nu că am fost mai îndrăznesc, dar cam ajunge, domnule. Hai să facem o leacă de ordine. Ia, ne-a spus în față. Bă, bagă-ți-i crâșmă, nu știu, ce ai, gaz de acolo, nu mă interesează. Dar nu, bă, tu faci ce cu consumatorii tăi, da, tot ce... Dar 4 ani ai fost viceprimar. Ce să vei? 4 ani ai fost viceprimar, ai făcut ceva? Nu știu, am vorbit cu el. Ia la dar eu nu m-am adresat mătalitate cu... Eu m-am adresat lui domnul, m-am scos dacă dar m-am să-ți vezi treaba mătalitate. Ai venit să-ți vezi treaba mătalitate și de lungimea nasului care intră o mai. Să fii sănătos. Da. Atât, că atât. Până la urmă, cred că o să găsiți o soluție. Nu se găsește, domnul primar. Eu n-am făcut așa ceva ca să găsesc pe eu. Eu nu stau paznic către cineva. Eu nu mă duc să fac nici. Da. Mi-a spus că de întâmplător, asta zic, știu că stau acolo și cunosc problema foarte, foarte bine. Cât timp de vreo 15 ani creștea să fie 30 de porci și toată lumea zicea că da, nu-i faci nimic groasa cu porci din lângă magazinul tău, că miroase în crâșmă. Nu, nu, dar nu am reclamat. Toți porcii la diverse sau un părâu, dar n-am mai văzut, eu n-am mai văzut reclamat. Ascultați un motiv. Depinde de... Bună menționarea. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și adevărat. Nu, nu, super. Dar de pe atunci, vedeți? Iată, nu v-am făcut o adresă. Știu, știu, știu. Atunci era primar, cândea și m-a lucrat pe vecie. Păi ți-am dat amendă, că dacă vă gândiți... Normal, mi-a dat amendă, tot timpul. Mai am una la ordinea din zi. Gata, mulțumesc. Nu este bar acolo? E venit din magazin, din alimentară și beau... Să duce prin mai am una și lucrurile la magazin. Domn primar, două secunde, dar dați-i... Păi am spus, ia măsuri să nu mai se... Deci, țineți aici, eu nu mă joc de-a făcut un jabe, eu că nu fac termenul ăsta. Dacă nu... Mergem mai departe, la următoarea. Am avut anumite discuții cu doamna Rusu, știți clădirea aia care e emblematică și cea mai frumoasă pentru comuna noastră. Și i-am spus că sunt două metode pentru a realiza acel sens girator, dacă mișcă și la primul național, mai repede, dar foarte bine. Și în urma discuțiilor purtate, i-am zis, doamne, cel mai corect să vă faceți dumneavoastră o evaluare a clădirilor, ca să vedem cam cât putem să vă despăgubim, să vin în cadrul ședinței cursiv local, să vedem, normal că cine cunoaște familia, cam și eu mă așteptam, mi-au adus o evaluare de... Cred că varianta, da, asta o să decideți dumneavoastră. În urma discuției purtate anterioare, vreau la imobilul pe care îl dețin pe raza Comunei Măgidei, număr cadastral 65937, vă înaintez raportul de evaluare al acestui imobil, cumplit în suprafață de 183 de metri pătrați, cu construcții și o construcție, magazie și birouri, numai alea, nu mai sunt, cu suprafață stuită la sol de 107 metri, în vederea unui schimb echitabil. În baza raportului a rezultat o valoare pe piață estimată de 31.560 de euro. Cam la 500 de euro. O variantă ar fi un spațiu în vechiul sediu al primăriei sau alt imobil de aceeași valoare situat în comuna Măgineni. La valoarea asta, eu știu că destul l-au cumpărat acolo cu vreo 5.000 de euro. El zice că o dat 10.000 și ar fi dat mai mult, nu mai cădea. Totuși 31.500 pe o epavă, care până la urmă e 183 de metri pătrați. Nici m-am împărțit să aveți un calculator, zic că am cât iese terenul. Că clădirea mai dai la cineva ca să mai dă râmi acolo. De asta au ținut-o în picioare mandatul trecut tot. Așa, atunci tot v-aș propune, suma mi se pare destul de mare, dar acum dumneavoastră aveți posibilitatea să vă exprimați. Dacă nu, să vă dăți domnul secretar să ne apucăm de o expropiere.
La o expropiere nu e atât de greu și tot nu... Nu, e simplu. Cum se trage neva de ajutecată? Neva de dar nici nu poți să dai pe... Aia nici nu-i clădiri, mai mult strică aspectul. Dacă îi luați, dacă îmi face autorizație pentru demolare, costă... Dar nu face. Păi, dar trebuie să facă. Nu face. Dacă nu o luăm, trebuie să facă. Nu cere. Păi nu cere. Păi este aici, pe strada parcului undeva. Chiar eram curios, am controlat, dar să mă bag în seamă, poate nu este. Să faci o construcție, casa aia veche este în mijloc și ca să nu facă, să nu ia autorizație de demolare, a făcut construcția pe lângă cea veche, când se pune acoperișul aia se dărâmă și cu asta basta. Și, adică trebuie să, acolo la urbanism, trebuie foarte mare atenție, că sunt antreprenori de aici, la noi din Poli, care cu autorizație face 6 case, iar alți antreprenori, tot de aceeași ambergură, ăla ia pentru fiecare casă, ia autorizat de construire. Acolo chiar e curios dacă are, nu știu ci, cum îl cheamă, cine îi da să poate vedea dacă... Uite, aici ceva ia de vedere, și totuși mi se pare enorm. Roma. Aici se poate da așa, merge pentru neînțelegerea construcției. Da, dar el abia ar aștepta să-i dăm autorizații de... reparații, dar nu poți să-i dăm. În primul rând, e intersecție de drumul național cu drumul județean. Nu poate să îndeplinească niciodată condițiile prevăzute de lege. Dar 31.000 euro... Dar parcă a făcut dumnealor evaluarea sau cineva autorizat? Eu aș fi de părere să facem o comisie de negociere. Și să ne punem tăi la masă cu ei să discutăm. Și după aia o să avem o sănătivinia din Olanda în coace. Referitor la solicitarea acolo, poate accepta și un schimb în sediul primăriei veche, este exclus pentru că bunurile proprietate publică ale comunei nu pot fi înscrise. Dar nu vrea nimeni, nu cred că nimeni. Nu, zic, mai idee, să nu luați în calcul solicitarea. Nu, dar dacă vreți, 2-3 consilieri împreună cu mine, să purtăm o discuție. La mine, când mi-au pus prețul ăsta, eu mă așteptam la 10-12.000 de euro. Nici nu mai vin... Ce zic, am muțit pe loc. Da. La partea cealaltă, la domnul Giurcă, a discutat și cu dumnealui, și acolo vine polțul ăla. Un pic, acolo am discutat un pic, eu cred că el mai degrabă cădem la înțelege. A treia să rezolvăm problema asta, că n-are rost să avansăm cu aia, că aici e problema. Dar n-a trebuit să depășiți subiectul până când nu puteam negocia cu omul, ce? Omul ce? Asta nu înseamnă că poate și opție. Păi nu știu, hai delegat spre voi. Putem numi oameni care s-au, eu știu, cum considerați dumneavoastră, dar trebuie continua procesul de discuție. Corect. Păi tocmai de asta ați desemnat 3 persoane din Consiliul Local, că eu pe baza am adunat număr telefon, am anunțat într-o zi, când vreți dumneavoastră, luni, marți, domnule, haideți să purtăm o discuție cu reprezentanții Consiliului Local. Fiecare să dea 1, 2, 3, să purtăm o discuție, să mi se pare cam mult, să vedem dacă putem negocia, ca dacă nu, dacă pot mări de chestia comun, după aceea să trecem la partea a doua cu expropierea. Propuneți. Doi, cine dorești? Să fac o parte. Domnul Cândea. Nu, nu. De ce? Dai. Domnul Rachiro. Dar nicio problemă. Secundă, deci domnul Cortanu, propuneți domnul Cândea. Domnul Rusu. Domnul Rusu. Domnul Vice pe domnul Rusu. Și încă unul. Domnul Faraoan. Domnul Faraoan. Dar situația asta trebuie să punem la voce suplimentare. Nu. Nu, 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 pentru că nu se face. E o echipă de negociere. Să nu ce am zis. Domnul Rusu, domnul Cădea și domnul... Puneți-ți cu domnul Cădea. Ca să nu... Domnul Cădea, partea la... Eu am propus pe domnul Cătălă. Și domnul Cătălă. Și domnul Cătălă. Și domnul Cătălă. Și domnul Cătălă. Pentru când membrii care ați fost ales, pentru ce dată ați dori să-i convoc? Sau vă anunț după ce vorbeați dumneavoastră. Vorbeți acum cu dumneavoastră. Disponibilitatea dumneavoastră și o să... Dumneavoastră. Îmi spargă de o plecat iar în Austria sau nu știu unii, dar soția a venit, Simona, dar oricum o sun. E undeva pe la Mars Mercur, da? Da. E bine. Bun, acum avem un singur... Aveți cuvântul. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună. Sunt locatarul acestei comune, sunt locatarul de 50 ani de zile. A venit la dumneavoastră cu o rugăminte mare. Am fost și anul trecut. Cei de anul trecut care au fost în Consiliu sau care au depus cererea, poate se poate anul ăsta, aș vrea să revin, nu să revindic, să readucem terenul de fotbal, care e în comună, în satul Barați, dacă s-ar putea. Ținând cont că în toată comuna, să nu mă refer, la comuna Mărșinei, nu există un teren de fotbal, nici măcar terenuri de pescol, adaptate la condiții uzuale pentru un copil de școală.
Spuneți-mi unde este în gazul artificial. Vă rog frumos. Pe mine mă întrebați? Nu, ați spus că sunt. Sunt, cum mai mărgine, multe. La tine, privat. Vă rog frumos, privat, privat. Privat. Privat, da, mulțumesc frumos. Dar dumneavoastră reprezentați o instituție privată sau publică? Nu, deocamdată sunt ca un simplu cetățean. Am înțeles. Eu asta ar fi cu rugăminte la dumneavoastră. Anul trecut l-am venit, am venit cu un plan de dezvoltare pe tot acel teren. În urma unei dezbateri, Consiliul Local sau ce a fost, am fost refuzați, am investit bani, am investit infrastructură, mă scuzați, geo-așteptare, am înțeles probabil că locația respectivă este dată cuiva sau nu vreau să trec peste. Nu, no. Hai să vă refuz. Așa, nu, îmi termin cuvintele că uite, ce scuze. Așa, întrucât acum, deci, având o grupă de fotbal a unei instituții, Viitorul Bacău, care poate aduce un beneficiu comunei Mărgine, în ce costă? Turnee de fotbal și aduce un nume comunei Mărgine pe plan moldovenesc și chiar pe exterior. În ce costă? Turnee de fotbal înseamnă între 17 și 26 de echipe de fotbal, începând din Ardeal, Moldova, Constanța, Oltenia, nu mai contează. Plan de dezvoltare avem, în ce costă? Avem pensiuni, unde se pot caza toți cei care vor participa la turnee, așa, iar pe viitor, să zicem așa, să ajungem la un plan de dezvoltare, ce lipsă, da, ce scuze, emoțiile, așa, să pot aduce, să aducem Viitorul Bacău în echipa și școlile, ca să facem școlile din zonele noastre, din comună, la turneele de fotbal și să facă sport în terenul respectiv. Asta ar fi o primă concluzie. Acum, rămâne la atitudinea dumneavoastră. Îmi dați voie, domnul primar, să-i răspund până înainte să-i spuneți dumneavoastră partea de executiv. Mulțumesc! Nu, îmi pare rău că nu v-a informat președintele clubului dumneavoastră, Viitorul Bacău. Viitorul Bacău a semnat de acum două zile cu TNT-ul, deci aveți suprafețe sportive unde să vă desfășurați ca instructor sportiv. Ce scuze, n-a semnat cu TNT-ul? Domnul Gianni Căpușu n-a semnat cu TNT-ul. A semnat cu TNT-ul, ai serios? Adică vorbim despre un lucru, eu vă spun că eu sunt o persoană publică, vă spun element public. Deci înseamnă că am ok, haideți să depășim, haideți să depășim, da? Ok, deci președintele clubului dumneavoastră a semnat, aveți unde să vă desfășurați, tot o comună Mărgine, să știți că suntem. Adică elementul ăsta empatic așa asupra comunității, puteți să-l păstrați, că tot acasă la Mărgine suntem. Bun, ok, deci aveți unde să vă desfășurați. Nu, asta ca să aveți o problemă. Domnul primar, haideți că fac teatru, da. Dumneavoastră este un privizare de barat. Haideți să vă spun eu o istorie cu acel teren. Eu am să mă refer la teren, nu m-am referit în altă bază. Eu am zis să ascultați-vă cu atenție. Da, scuzați-vă. Pe acel teren, cândva a fost în un stadion. Cu teren de fotbal, tocmai de asta. Teren de fotbal. Teren de fotbal. În momentul când, în mandat anterior, am adus terenul pentru că la fiecare inundație intra apa pe teren. Am adus terenul la nivelul deasupra la soțul acolo. Chiar am avut să mă discuție și cu protocolia Roma și cineva acolo. Vreau să mă iau și de la Bondarici să ne extindim. Terenul nu este dat nicăieri. Este al nostru. Mai mult, este aprobat o sală de sport cu teren de fotbal la Compania Națională de Investiții. Numai că și la ora actuală, când am mai depus pentru o sală de sport, mi-am spus că voi mai aveți încă un teren de fotbal cu sală de sport aprobat și nu ați continuat. Care a fost problema? Faptul că a fost un putură de a fost la fabrică de Veni sau de Unii Sodus, când au venit constructorii, după ce s-a strânut licitația și prea asta puțin din treabă, au constatat că trebuia să bage foarte mulți bani în infrastructură, adică a pilonii din lipsă. Cauza aia s-au oprit lucrările. Dar celelalte discuții, și eu sperăm și o să facem terenii fotbal acolo, celelalte discuții, că s-au dat, că mai auză și în jurul, că s-au concesionat noi, este a primării, mai mult de atât s-a schimbat parocul ortodox din zonă și s-ar putea să-l și mai găsim un pic faptul că am ridicat pământul în sus, să mai, fiind conic, trebuie să mai extindem un pic suprafața, am avea o posibilitate, atunci eu vorbise cu părintele, trimis de la Roman și am spus, domnule, aici la cimitirul ortodox, ei dețin aproape jumătate de hectar din pământul primăriei fără acte.
Și atunci i-am spus, domnule, vă dăm pământul ăsta a primăriei și ne dați în schimb pământul de lângă stadion ca să mărim stadionul. Oricum biserica are mai mult nevoie de pământul de aici pentru că numai unii sunt groape morți și putea să facem un schimb. Atunci era cu bondarii, dar după aceea s-a schimbat. Scuze, nu cunosc pe domnul, deci eu nu am venit acum, eu am venit la biserica, pe viitor să pot aduce o echipă de fotbal. Aveți fonduri de desfășurat, stați la acasă, să vă pot spăbărăta la aici vorbim pe rând noi. Poteți noi să vă făcut. Eu am despre viitor. Haideți să-mi știți, mi-am spus că sunt bani de sportive. Haideți să vă spun. Copilul meu nu merge la TNT să-și facă ora de sport. Nu e normal să vorbiți despre activitatea mea în cadrul unei activități publice. Lăsați-o așa. Nu vă cunosc. Nu, dar nu vreau. Nu vreau eu. Nu vreau. Este o activitate care nu vreau să o desfășor aici. Haideți să vă răspund că președinte comisii de învățământ și sport. Da? Nu e trebuie să spune sărbătoare. Deci uitați, să știți că avem un proiect anul acesta. Deci avem un proiect anul acesta care sunt bani aprobați pe bugetarea pe acest an în care putem să facem o suprafață la școală Luncani, dar urmează o procedură scriptică de documente, un teren de sport acolo pentru copiii aceia și în schimb avem o proiecție și putem să facem o suprafață sportivă și avem bani, dar sunt documentele care trebuie să le facem la dispensarul de la Luncani, da? Acolo, în locul acesta. Și acolo facem o suprafață. Să știți că avem o grijă deosebită, chiar și în prezența mea, că zicem că mă preocupă acest lucru, ca suprafețe sportive să existe în Comuna Mărcineni. Deci aveți tot sprijinul nostru, a Consiliului Local, a mea și a colegilor mei, și cât și a executivului, să facem acest lucru, lucru care nu s-a mai făcut. Numai legați poveștile, care este o activitate personală. Iar pentru dumneavoastră viitorul Bacău, să știți că vă aștept de pe 15 octombrie acolo. Vă rog, eu vreau să declar ședința închisă. Mulțumesc,